Socialdemocrații anunță că în acest an se vor pregăti pentru bătăliile electorale ce vor avea loc în 2019. Vicepreședintele PSD Gorj, Cosmin Popescu, spune că formațiunea politică trebuie să câștige alegerile europarlamentare și pe cele prezidențiale ce vor avea loc anul următor. Organizația de la Gorj nu este tocmai în cea mai bună formă. Asta după ce nu a reușit să câștige alegerile parțiale pentru primăria Târgu Jiu. PSD Gorj vrea să-și ia revanșa anul viitor după ce nu a reușit să câștige alegerile parțiale din 2017 de la Târgu Jiu și Drăguțești. Un an de pregătire în care vor trebui să pregătim cu atenție anul 2019, când sunt două evenimente importante pentru viața politică a Partidului Social Democrat, alegerile europarlamentare, alegerile de debut și alegerile prezidențiale, care pregătesc întru totul anul politic foarte important 2020. Cosmin Popescu a comentat și posibilitatea ca Ion Călinoiu să revină în PSD în acest an. O să discutăm și acest lucru la momentul respectiv. Sigur, o să avem ședință de comitet executiv, de birou politic județean și este timp pentru a discuta toate aceste lucruri pentru viitor. Ion Călinoiu a părăsit Partidul Social Democrat Gorj înaintea alegerilor parlamentare.